și chemând la sine mulțimea împreună cu ucenicii săi, le-a zis, Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, că cine va voi să-și scape viața, o va pierde, și cine va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va scăpa. Căci, ce îi folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul, sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său, căci cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și fiul omului se va rușina de El când va veni în slava tatălui său cu Sfinții Îngeri și le zicea lor, Adevărat greesc vouă, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere.